176 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate la județul Iași în prima zi. În ultima zi, în continuare, Bucureștiul înregistrează cele mai multe teste noi pozitive, iar Clujul, cu 267 de noi infectări, se află pe locul secund. Iașul a ajuns la 7451 de cazuri de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore, numai puțin de 51 de ieșeni au fost retestați pozitiv. În privința incidenței la nivel județean, Iașul are o rată de 1,76 la 1000 de locuitori. La nivel național, în ultima zi s-au înregistrat 4026 de cazuri noi de COVID-19 la un număr de peste 30.000 de teste efectuate. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu noul coronavirus este de peste 9800. Dintre acestea, 726 sunt internate la ATI.